Mulți îmi spun că nu știu care sunt prioritățile lor. Ajungi să nu mai conștientizezi care sunt prioritățile tale când ești deconectat de tine aproape de tot. Prioritățile tale sunt manifestări ale inimii tale. Dacă tu ai încetat să-ți asculți inima, e firesc să nu mai fii conștient de ceea ce e important pentru tine. Dacă tu te duci cu atenția doar în exteriorul tău, din nou este firesc să nu mai fii în contact cu nevoile tale. Lipsa asta de contact cu sufletul și cu corpul tău duce inevitabil la a pune pe primul loc pe ceilalți, așteptând în același timp ca aceștia să te prioritizeze ei pe tine în viața lor. De unde să știe ei ce este urgent în sufletul tău, dacă nici tu nu mai vrei să știi? Este ca fiecare să se pună întâi pe sine, pe primul loc. Mulți nu o fac pentru că am fost cu toți învățați de mici că asta înseamnă egoism. Mie mai degrabă mi se pare respect de sine și de cei din jur, în timp ce egoismul e cel când te aștepți ca celălalt să te pună pe primul loc pe tine și să ai pe grijă doar de tine înaintea tuturor. Până la urmă, ca să ai priorități clare, se cere să înveți să te asculți și să te reconectezi tu cu tine. Sunt Elena Paula Ciubei și te susțin să creezi corpul și viața pe care le dorești.